Având în vedere temperaturile caniculare prognozate pentru următoarea perioadă, sfătuim participanții la trafic să țină seama de câteva recomandări pentru a reduce riscul de a fi implicați în evenimente rutiere. Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că starea tehnică a vehiculului este bună. În cazul autoturismelor, în principal, verificați funcționarea instalației de aer condiționat, având în vedere această perioadă. Asigurați-vă că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald. Țineți cont de faptul că la temperaturi ridicate, pe distanțe mai lungi și viteze mari, factorii ce acționează asupra acestuia pot duce la defecțiuni. Posesorii de permis de conducere ce au și afecțiuni medicale, cum ar fi cele cardiovasculare, neurologice sau endocrine, să evite pe cât posibil deplasarea cu autovehiculul în perioade de timp caniculare. În cazul în care autovehiculul a fost staționat la soare, înainte de a pleca la drum, folosiți instalația de climatizare pentru a realiza un confort termic necesar pentru a diminua efectul negativ al caniculei pentru deplasarea în siguranță. În cazul deplasărilor în intervale de timp caniculare, se recomandă opririle dese în vederea repausului și hidratării conducătorului auto, iar pe cât posibil staționarea autovehiculului să fie efectuată în zone umbrite. Sub nicio formă nu lăsați copiii sau animalele de companie în vehicul cât lipsiți de lângă acesta. Dacă intenționați să parcurgeți distanțe mai lungi, luați în considerare plecarea dimineața de vreme sau seara, când temperaturile nu sunt la fel de ridicate, și informați-vă din timp asupra stării drumului și a prognozei meteo din traseul pe care urmează să-l parcurgeți.